Bine v-am găsit. Voi face etalarea pentru joi 15 iulie. Voi începe cu racul, un secret legat de un rege de bâte. S-ar părea că asta aveți, un secret legat de un rege de bâte care vă dă vitalitate, sentimente bune. Poate să fie acest secret legat de o relație care merge spre permanentizare. Acesta ar fi aspectul pentru raci. Pentru lei și regele de bâte este un leu, să știți. O reușită socială și o schimbare pe care vreți să o luați legat de o reușită socială, de un câștig. Bineînțeles, această schimbare vreți să fie liniștită, să vă simțiți bine împreună cu familia, cu partenera, cu cine sunteți, ca un fel de vacanță, o perioadă în care să nu mai știți de lucru, să nu mai fiți de problemele de la lucru, să fiți parcă liniștiți. Asta este o dorință, de a fi liniștiți, de a vă găsi și liniștea și calmul alături de familie. Pentru fecioare, fecioarele au un aspect destul de dificil legat de o instituție, o instituție care va aduce și o câștig sau v-a adus câștiguri sau primiți sprijin din partea cuiva pentru a rezolva o situație. Fiindcă totuși la această instituție nu vă puteți aștepta la nimic prea bun. Adică sunt persoane care vă întind capcane, persoane care vă lingușesc, vă mint, bârfă, minciună. Parcă ați fi într-un barou, așa arată, dar totuși veți primi niște bani. Sau un loc de muncă pentru fecioare unde răutatea e la ordinea zilei. Balanțele tot în mediul vostru, cu un 3 de cupe. O distracție, o petrecere, o reuniune care aduce totuși o întârziere. Deci aveți totuși ceva care este întârziat, înghețat, o situație este înghețată pentru voi. Acesta ar fi aspectul. O situație înghețată. Obstacole, întârzieri, probleme, dar totuși vă distrați și vă simțiți bine în mediul vostru natural. Pentru scorpioni, gânduri negre legate de munca voastră, de eforturile voastre. S-ar părea că vă doriți neapărat o schimbare benefică, ceva care să vă aducă binele, ceva care să vă aducă o reușită. Dar am putea spune că vă este foarte greu, aveți obstacole, întârzieri, probleme și aveți aceste gânduri negre, gânduri care vor dispărea în final cu acest ing, care va duce o schimbare, el susține o schimbare. Deci ceva se va încheia în viața voastră benefic în final, poate fi vorba de proiecte, de o afacere, de ceva care se va încheia și, bineînțeles, veți avea o schimbare ca o piatră de hotar care va duce o situație benefică. Săgetătorii, un sfat bun,
Pentru munca voastră, un 10 de bâte, am zice că este vorba de munca voastră, de bani pe care îi primiți, recunoaștere, răsplată pentru munca voastră, care este încurajată în final de acest GPU care vă susține. Deci este o rună benefică GPU, un aspect foarte bun pentru voi. Și alături de această 10 de bâte și de un sfat benefic, un sfat venit din partea unei persoane care are acea înțelepciune să vă dea un sfat bun. Pentru crinii, asta reprezintă, am și eu un crin aici lângă mine, miroase extraordinar de frumos. Capricornul. Capricornul are acasă o nemulțumire. S-ar părea că aveți neînțelegeri sau primiți o veste care nu e prea bună de acasă, de la părinți, și să zicem, poate că unii dintre voi așteptați niște bani, să vă primiți niște bani și vi se spune că nu primiți cât ați fi așteptat voi, mai puțin. Dar se promite că pe viitor se va rezolva, sau unii dintre voi sunteți plecați la muncă, sunteți departe de familie, știți că au niște probleme acasă, vi se spune acest lucru și trebuie să trimiteți niște bani, dar nu puteți să trimiteți prea mulți, fiindcă șaptele de pentagrame, cam asta reprezintă o sumă mai mică de bani și o promisiune că pe viitor va fi mai bine. Cam aceasta ar fi. Se întâmplă pentru cei care muncesc și acest aspect. Pentru vărsători, gânduri pe care vi le faceți legate de cumpătare, de a echilibra o situație, de a studia forțele care intră în joc pentru a le echilibra, dar s-ar părea că aveți această nied într-o poziție benefică unde am spune că vă solicită foarte mult. Trebuie să vă mobilizați trup și suflet pentru a depăși aceste obstacole. Arată un fel de energii foarte puternice care am putea spune, știți, așa scrie și la arcană, nu că vă trece abisul. Deci acele energii care vă solicită foarte mult și trebuie să studiați forțele care intră în joc astfel încât să le țineți sub control. Și aceasta vă este gândul la acest studiu, adică la aceste forțe care intră în joc și pe care trebuie să le controlați. Pentru ia să vedem. Deci, rac, leu, fecioară, balanță, scorpion, săgetător, vărsător, capricorn, vărsător, pești. Bun, deci pești. Da, pești. O călătorie cu persoane nesigure, cu persoane rău intenționate. Trebuie să fiți foarte atenți, persoane care vă vor răul, 9 de spade, vă vor răul. Și această călătorie, această mutare, poate să fie o mutare la un alt loc de muncă și, sau în altă locuință, într-un alt spațiu. Și nu este benefic pentru voi, nu vă simțiți bine, simțiți această presiune, 9 de spade. Singura soluție este să vă ascundeți scopurile, să nu vi le puneți la dispoziția lor, să fiți foarte prevăzători cu acești indivizi care sunt implicați în această deplasare, această mutare, această călătorie. Și dacă puteți să evitați o schimbare, adică o mutare, este foarte bine. Pentru berbeci, o bucurie legată de o concurență, de o rivalitate
Și un secret, așa cum am mai spus, un secret care nu e benefic pentru voi, este un secret, am spune, pe care o să-l aflați. Este secretul altei persoane, un secret urât. Poate fi vorba de o rivală, o rivalitate, ceva care, fiindcă cinciul de bâte poate să reprezinte concurență, rivalitate, și vă bucură până la urmă că aflați adevărul, zic eu. Berbecii. Taurii, sunteți cum manipulați într-o încheiere. Se încheie ceva în viața voastră, poate fi la locul de muncă, unde vi se spune că trebuie să așteptați un răspuns, să vă asumați poate niște riscuri, este Hagal care este grindina. Deci nu este o situație benefică pentru voi. O persoană încearcă să vă manipuleze, să vă păcălească. Să vă manipuleze, să-și obțină ea niște avantaje, iar pentru voi o încheiere care o să vă aducă altceva în viață, dar este bine ca acest hagal să îl priviți ca pe o situație în care ar trebui să căutați sfaturi la persoane calificate pentru situația voastră, pentru a primi un răspuns, am zice, un răspuns calificat. Deci acesta ar fi Hagal. Deci să căutați, chiar dacă amânați, să mergeți spre o schimbare într-o direcție care este benefică pentru voi. Pentru gemeni. Gemenii aveți un părinte, o persoană care este mai în vârstă și pare să vă sprijine într-o situație dificilă în care am putea spune 10 de spade, ori sunt înconjurați de persoane nesigure, ori chiar au o problemă de sănătate. Și arată și o viață grea, este o situație dificilă pentru voi. Acest, să zicem, 10 de spade, nu este nimic benefic. 10 de spade, căutați sprijinul acestei persoane, dar acest ehvaz vă spune că trebuie să fiți corecți, prevăzători, perseverenți. Și veți depăși o situație negativă, vă puteți transforma o situație negativă într-o situație benefică, numai prin corectitudine. Aceasta a fost etalarea pentru gemeni, pentru toți. Vă doresc numai bine.